Bună ziua! Cu un DSLR și cu un calculator mediocru am reușit cumva să pun bazele brandului Trandafil. Meseria asta într-adevăr se fură. E un job unde cel mai bine înveți atunci când ești acolo, înveți cumva din problemele altuia și din succesul altuia. Cel mai important e să fii autodidact, pentru că tu filtrezi cumva informația, tu îți alegi ce vrei să înveți și ce se potrivește cu tine. Uite, o experiență pe care eu am avut-o și m-am lovit de ea, mă blocasem foarte mult pe partea tehnică. Atunci când nu aveam scule, să zic așa, aveam foarte multe idei și eram cumva constrâns de ideea că nu am, dacă aș fi avut camera aia, dacă aș fi avut locația aia, dacă aș fi făcut aia, ar fi fost totul mai bine. Și cumva tot mă gândeam la partea tehnică, iar când am reușit să le am, începusem să pierd din partea creativă. Și cumva sfatul pe care pot să-l dau este să nu se blocheze partea tehnică. Când vedeam că se lansa un videoclip, dădeam play, mă întorceam cu scaunul invers și ascultam piesa, deși știam că videoclipul tocmai a fost lansat, era un test pentru mine, iar cum aș fi făcut eu clipul ăsta. Și recunosc că deseori mă întorceam, mă uitam la el, aveam ideea în cap și rămâneam dezamăgit. Adică, a, ce tare! Am participat cu două videoclipuri și am luat 3 premii. Clipul lui Feli am luat 2 premii, un silver și un gold, unul pentru regie și unul pentru overall, pentru clipul în sine. La clipul lui Feli am avut mari emoții, pentru că am avut onoarea și plăcerea și emoția de a colabora cu doamna Maia Moldește. Și tot a mers ca și timing, ca și tot, super, super tot. Chiar cred că a fost primul videoclip la care am terminat mai repede decât în mod normal. Am ajuns undeva la vreo 10 ore. Și în mod normal un videoclip durează 12 ore, 14 ore, 18 ore am auzit. Și eu încerc tot timpul să mă hrănesc cu feedback-ul artistului, așa spus, clientului. Și cumva e cea mai mulțumitoare chestie. Un clip la care m-am distrat și țin minte bine este Don Baxter featuring Smiley, statul. Tu stai degeaba, noi stăm degeaba, dar ne merge treaba. E greu să mă decid unde m-am distrat cel mai mult. Mă simt bine la toate clipurile. Wow, stai ca să te să mă gândesc. O să nu-i fără card. O să dai stop dacă vrei.